Ier. Ești o mare. Acolo uite, aha. Țang. Salut. Îmi pare rău că n-am putut să vorbesc cu Alexandru Melnic. El a spus că el a criticat și pe PAS și pe DAP pentru că nu s-au unit, pentru că oamenii vor ca să voteze doar un bloc comun și atunci o să fie simplu pentru oameni. Chiar și unioniștii ar fi vrut să aibă un bloc comun, ar fi fost gata să voteze. Dar și mulți acuză DAO că nu au vrut să facă asta. De fapt, DAO au vrut, dar n-au vrut actuala președinte. Dar eu vreau să spun altceva. A fost un caz într-o localitate unde a fost președinta și după asta sediul PSRM de acolo a fost stropit cu ce stropise Renato Usată, e sediul PLDM altă dată aici în Chișinău. Și eu vreau să condamn asta, deși poate unii o să râdă de situația asta, dar asta este doar de condamnat, este ceva mizerabil și nu contează că e sediul PSRM sau sediul PCRM, nu contează cu sediul, nu trebuia să se întâmple așa ceva. Pentru asta trebuie să fie ofițeri de urmărire penală care văd ce s-a întâmplat acolo și să amendeze cel puțin, să amendeze pe cei care au făcut asta. Unii spun că asta a fost o autoscenare, n-are importanță, n-are importanță. Indiferent cine ar fi făcut asta, trebuie să fie identificate acele persoane. Asta vreau să spun. Dar de ce, cum îți explici că au pus poze de la chestia asta și a fost scos-o? La Căușeni, îmi pare că nu? Eu cred că dacă ar fi făcut ei asta la Căușeni, atunci n-ar fi pus poze sau n-ar fi scos pozele, dar dacă ei au scos după asta pozele, înseamnă că cred că n-au făcut ei. Dacă au făcut ceilalți din opoziție, trebuie criticați. Dacă a fost vreun reprezentant a vreunui partid, deci membru a vreunui partid care a făcut asta, atunci trebuie criticat tot partidul din cauza lui. Dar cum comentezi postările de pe internet cu etichetarea celor 5 din CEC care ieri au votat cum au votat și-s numiți? Deci, trădători sau dușmani, nu știu cum, pe cei care critică și nu vor să voteze partidul PAS, tot îți numiți trădători, dușmani, nu știu cum, jabre, doghitoași, în tot felul. Asta e limbaj foarte violent. Da, acest limbaj de care spui tu a fost folosit până acum și acum este folosit pentru a-l umili pe Dodon. Asta a avut un anumit efect pentru că acum moldovenii în majoritate s-au mobilizat și au votat alt președinte. Dar campania aceasta de umilire a unei persoane, indiferent ce puteți să fie și Voronin și Talev, această campanie de umilire a unei persoane, de josire, comparare cu animale sau cu obiecte, o să se întoarcă împotriva celor care fac asta. Pentru că înjosirea asta este o karmă foarte urâtă. Înjosești și după asta ce? Îl critici pe Dodon? Eu hai să vă propun eu un exercițiu. Cei care, și politicienii, și oamenii care până acum l-au criticat pe Dodon și au criticat pe cine mai este acolo din jurul lui Dodon, le amintesc că el a fost votat de cetățeni, de oameni. Și acum haideți să aveți voi curaj și criticați și pe cei oameni care au votat pe Dodon și au votat pe clica lui. Hai că încep eu. Voi, moldovenilor, care ați votat pe Dodon, care ați votat socialiștii, comuniștii, care ați votat agrarienii, care le-ați votat pe Voronin, voi sunteți de condamnat, voi sunteți responsabili pentru cum a fost până acum guvernată țara și voi sunteți demn de critică, de toată critica aceasta. Eu nu susțin că trebuie să comparăm oamenii cu animalele, deși și eu mă enervez câteodată, sau trebuie să comparăm oamenii cu obiectele, dar voi sunteți demn de toată această critică și ură chiar a oamenilor. Și să văd după asta și ceilalți, și cei de la PAS care îl critică pe Dodon și ceilalți, cum îi critică pe oameni, pe cetățeni, pentru că altfel Dodon sau Voronin sau Plahotniuc n-ar fi ajuns în acele funcții dacă n-ar fi fost votați de oameni. Ia uite, ziarul Timpul face propagandă electorală, ci că într-o ediție specială, dar nu scrie că ar fi achitat din fond electoral și ei știu că nu o să pățească aur nimic, o să pățească timpul ceva. O să iau amendă sau ceva chestii, da? Du-te și de judecat. E clar o brăznicie și nesimțire. Dar pe mai există timpul, știu cât de am gata, după ce omri Constantin Atanasie s-o prăbușit. Păi am folosește cine vrea, ca cârpă de șters la cur. Uite, acum șterg curul de aur. Eu știu cine... Dar de ce distribui asta? Maxim, de ce distribui propaganda asta? Nu distribui, nimeni nu i-a dat ziarul și ți-l-a dat ție. Asta e propaganda ilegală. Ia ca propagandiști, ia uite care împart ziarul, ia uite. Și tu mi l-ai dat mie. Ei ne l-a dat și a zis că ea nație să vieți. Dar de ce, nu vrei să le amesteci? Nu vreau să le amestec, da.